Realitatea este Dumnezeu. Nu Dumnezeu a spus eu sunt cel ce este. Deci, e, sursa realității, sursa vieții este Dumnezeu. Omul nu există din sine. Omul își trage existența de altundeva, își trage viața de altundeva. În clipa în care se rupe de Dumnezeu, se rupe de izvorul vieții, cum se spune în biserică, cum se spune apropo de electronice, ca și un calculator care se trage pe sine și din priză. Sau ca și un monitor care se scoate pe sine și din priză și culmea încearcă să-și pună priza în sine. Și. Adică se spune că el este izvorul vieții, izvorul luminii, da? Ce se întâmplă cu monitorul respectiv? Devine negru, se sparge și nu este bun de, de absolut nimic. Deci, noi trebuie să știm că totdeauna viața provine de altundeva. Provine de altundeva, de la o persoană, mai bine zis, de la o comuniune perfectă între persoane, între trei persoane, care este Sfânta Trăină. Deci, deci, din cauza asta, trebuie să știm ce este realitatea, că realitatea este mai presus decât zidurile astea și așa balustrada asta care este în jurul nostru, unu, și doi, cel mai departat mediu de realitate este iadul, realitatea virtuală, iadul gândurilor noastre. Pentru că în ea, de fapt, omul va fi chircit, va fi singur în mintea sa, în gândurile sale. Acel ochi al sufletului de care am discutat înainte de a începe ploaia, o să fie complet întunecat și complet întors înspre egoismul propriu.